Frați români, am venit de peste Prut, din regiunea Moldovei, din România, și reprezint mai multe județe, din Bacău, din Iași, din Suceava, din Botoșani, din Vaslui și din județul Neamț, de acolo unde sunt eu. Am venit cu o bucurie în suflet și știu că aici este România. Eu am venit în România în ciuda ceea ce promovează clasa politică, că aici ar fi Moldova. Habar n-au pe ce lume trăiesc. Aici este România și suntem în România. Mai mult decât atât, cum spunea și camaradul meu, Adrian Pal, șeful filialei București, pentru Marea Unire de la 1918, din 1 decembrie, au murit bunicii mei, bunicii voștri, strămoșii mei, strămoșii voștri. Și noi avem un respect deosebit pentru acest lucru. Această țară, România, România Mare, a fost creată de bunicii și strămoșii noștri. Acest lucru să nu-l uităm. Dați-mi voie să închei această mică discuție cu câteva cuvinte dintr-o carte în care vreau să fac câteva, să aduc câteva, să spun câteva cuvinte despre poporul nostru. Căci noi, spre deosebire de clasa politică care este extraterestră, venită de pe altă lume, noi totuși suntem reprezentanții societății civile, deci ai poporului. Poporul, afirmă Corneliu Zelea Codreanu, nu se conduce după propria lui voință, democrația, nici după voința unei persoane, dictatura, ci după legi. Nu este vorba de legi elaborate de oameni, sunt legi naturale de viață și norme, legi naturale de moarte. Legile de viață și legile de moarte. O națiune se îndreaptă spre viață sau spre moarte, după cum le urmează pe unele sau altele. Țineți minte aceste cuvinte. Doamne ajută! Basarabia, pământ românesc! 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 Frați români, a trecut astăzi Cărpați și Brutul. Să fiu aici alături de voi, venit din Cluj Napoca, din Imargealului. Și vă aduc cu mine cuvintele pe care le-a găsit un mare român ardelian, Ion Radu, acum mai bine de un secol. Existența unui popor nu se discută, ci se afirmă. Nu suntem aici să discutăm existența poporului român în Basarab. Nu suntem aici să intrăm în polemică și să ne certăm cu cei care spun că moldovenii ar fi alt popor față de români. Și suntem aici să ne afirmăm existența ca popor român într-o Basarabie românească. Steagurile românești care fluturau astăzi pe străzile Chișinăului demonstrează clar acest lucru. Demonstrează că sufletele noastre există un sentiment românesc mai puternic decât orice, mai puternic decât ceea ce vor adversarii noștri. Să fim două state separate. Să nu uităm niciodată că sângele strămoșilor noștri, a sutelor de mii de martiri care s-au sacrificat pentru o Basarabie românească, strigă către noi astăzi din pământul sfânt al țării. Strigă că vor unirea. Și acest strigăt al lor e mai puternic decât toți adversarii noștri, decât orice piedică o să ne pună în față. Nu ne vom da niciodată bătuți. Nu vom pierde niciodată. Vom învinge și într-o bună zi vom realiza unirea. Înainte să realizăm însă unirea politică, încet, încet, tot și acum, realizăm o unire spirituală între românii de pe ambele maluri ale Prutului. Și această unire va fi mai puternică decât orice granță, decât orice clasă politică, pe ea din Basarabia sau din România. Și vom realiza până la urmă unirea.
Să nu uităm acest lucru niciodată, frați români! Vom învinge! Crească România! Crească Basarabia! Crească neamul românesc! La mulți ani, români! Crească și crească! Moldova, Ardealul și țara românească! Crească, crească, crească și crească! Moldova, Ardealul și țara românească! Crească, crească, crească și crească! Moldova, Ardealul și țara românească! Cuvântul de încheiere îi aparține așa cum se cuvine liderul Noi Drepte Basarabia, Sergiu Lașcu, inițiatorul acestui frumos marș de ziua națională. Camarazi, în primul rând vă felicit cu această sfântă, sfântă, cu adevărat sfântă sărbătoare pentru tot neamul românesc. E ziua unirii. Vom fi unii și vom realiza reunificarea patriei, fiindcă nu există un alt adevăr decât România Mare. Trească și plorească România Mare! Poetul Ioan Alexandru spune așa că națiunile se vor prezenta în fața lui Dumnezeu ca neamă. Deci astăzi a merge împotriva unirii o considerăm ca păcat contra firii. Înainte de a merge de aici, deci vă rog membrii Partidului Național Român, membrii Noii Drepte, Mișcării Național Creștine, Noua Dreaptă din Chișinău, să ne urmăm calea pentru a efectua aniversarea de astăzi în continuare. Trăiască România Mare! Yeah.
Doctor! Ține minte trei cuvinte! Garda merge înainte! 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 România mare, cu vechile hotare! România mare, cu vechile hotare! Camarazi! Mergem așa!